Apa este izvorul vieții, o realitate tristă a vechiului proverb la noi în Moldova, unde râurile sunt folosite drept guri de canalizare pentru orașele prin care trec. Astăzi vom analiza râul Bâc, care cândva a dat naștere capitalei Chișinău. Relatări despre el întâlnim în lucrările lui Dimitrie Cantemir, Zamfir Arbore, Bogdan Petricei cu HD-ul. În scrieri se spune că acesta a fost un fluviu navigabil, cu apă cristalină și bogat în pește. Astăzi, în râul Bâc, pește se găsește doar în Wikipedia, informație care, cu regret, va trebui actualizată cu date mai triste. Pentru a studia mai minuțios albia râului, voluntarii Fundației Ecologice Ecodav au organizat un șir de expediții pe o lungime de 155 de kilometri, de la izvorul acestuia până la revărsarea sa în râul Nistru. Prima expediție a avut loc la Temeleuți Călăraș, unde este izvorul râului Bâc. S-a descoperit că apa din izvoare nu ajunge în râu, deoarece acestea sunt astupate și nu au fost curățate de mai mult timp. Cu toate acestea, la intrarea în sat găsim un panou cu informația despre alocarea 10 milioane de lei, anume pentru curățarea izvoarelor, bani care au fost alocați cu doar câțiva ani în urmă. Unde au ajuns banii din proiect rămâne sub semnul întrebării. O altă piedică a cursului râului reprezintă iazurile construite pe albie, care, acumulând apă, fac ca aceasta să nu mai ajungă în râu. Malurile iazurilor sunt puternic poluate de gunoaiele rămase de la pescari și localnici. Practic, în toate satele s-a păstrat prostul obicei de a arunca gunoiul la râpă. E foarte răspândită organizarea de gunoiști și pe malul râului Bâc. Albia râului până la Călăraș este practic uscată. Apa apare doar pe timp de ploaie, când în râu se scurg râpele din sat, aducând cu ele gunoaie și noroi. Sursa principală de apă în râu la Călăraș ca atare este stația de epurare, care, cu toate că a fost recent renovată, continuă să polueze râul cu un lichid albui cu miros insuportabil, ceea ce corespunde normativelor, după spusele autorităților de la Călăraș. Tot aici putem întâlni și o sumedenie de agenți economici care, la fel, nu ezită să arunce deșeurile în râu, fie pe malul acestuia. Fabrica de produse lactate LabMol, de exemplu, deține câteva rezervoare de deșeuri lichide doar la câțiva metri de râul Bâc. Evident că ele sunt vechi și uzate, iar în consecință acestea se revarsă la fel în râu. Reprezentanții agentului economic au spus că ei se conformează normativelor și mai mult nu au vrut să discute. Mult mai complicată este situația la Strășeni, unde de 10 de ani apa din canalizare din oraș, dar și din satele din apropiere, se revarsă în lunca Bâcului, chipurile pentru a se filtra pe cale naturală. Analizele de laborator a apei însă arată că poluarea este destul de gravă. De situația ecologică complicată se folosește primarul Valentina Casian, care deja al treilea mandat e în căutare de surse financiare pentru construcția unei stații de epurare, care este foarte necesară pentru soluționarea problemei ecologice din Strășeni. Interesant este faptul că dumneaei nu se prea grăbește să o construiască, iar milioanele alocate prin granturi și diverse proiecte le redirecționează după bunul său plac pe alte necesități. Evident că impuritățile din oraș astăzi se scurg în râu, unde peste doar câțiva kilometri se acumulează în lacul Ghidighici, care, apropo, este și rezervor strategic de apă potabilă pentru orașul Chișinău. Important este faptul că chiar dacă s-ar fi găsit surse pentru construcția unei stații de epurare, ea ar fi construită în decurs de 4-5 ani. Iar să găsească o soluție temporară, cum ar fi repararea colectorului vechi, nimeni nu se grăbește. S-au activat însă lucrările doar după ce întreprinderea Apă Canal Strășeni a fost amendată cu 4 milioane de lei pentru prejudiciul adus ecosistemului râului. Să sperăm că în curând vor finisa acest canal, iar după repararea lui, nu vor întârzia să se ocupe și de construcția unei stații de epurare moderne.